Bine v-a regăsit, dragilor! Suntem la minutul de conștientizare și sunt sigură că sunteți foarte, foarte curioși deja. Care este karma sau greșeala majoră pe care ați făcut-o în viața trecută? Greșeli, să ne înțelegem, facem multe și în viața aceasta și cu siguranță am făcut foarte multe și în viața trecută. Însă, greșeli majore sau greșeală majoră pentru cei născuți în ziua de 9 sau de 31 a oricărei luni, a fost faptul că au avut tendința să fie retrași. Practic au refuzat să comunice, au refuzat să dea mai departe cunoașterea lor, au refuzat efectiv să interacționeze. Au dus o viață oarecum de pusnic. Acum, să nu înțelegem neapărat pusnic că ne urcăm sus pe munte și stăm acolo, cu toate că și în această viață voi, cei născuți în 9 sau 31, aveți tendința să vă însingurați, aveți tendința să vă retrageți. Mai mult decât atât, ca o minimă plată karmică, când veți dori să ieșiți în față pentru a vă răscumpăra cumva din greșeala vieții trecute, aveți tendința să fiți dați la o parte. Dacă altădată voi nu ați vrut să fiți în față când alții au avut nevoie, acum de ce ceilalți ar avea neapărat nevoie de voi? Așadar, nu este neapărat ușor, dacă ești născut în această dată, să ieși în față sau să te faci auzit. Poate ăsta este unul dintre motivele pentru care te repeți de foarte multe ori cu anumite idei. Așadar, voi cei născuți în 9 sau 31, cum o duceți din perspectiva socializării? Sunteți pusnici? V-ați reluat, să zicem așa, vechile obiceiuri din viața trecută? Aștept cu drag răspunsurile voastre. Spor la conștientizare!